Salutare pe case bune! Încercăm astăzi să aflăm de la oameni care chiar se pricep care este situația pe șantierele din România, cine, ce, cum se mai construiește în această perioadă delicată. Așa că am invitat-o prin Skype pe doamna Adriana Iftime, sărmâna, este director general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții. Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi cum e perioada asta. Sigur că traversăm o situație, o perioadă mai specială, care este simțită diferit pentru diverse sectoare de activitate. Aș spune de la început că, în sfârșit, sectorul nostru de activitate este unul din sectoarele care încă poate să-și mai desfășoare munca în condiții chiar mai grele, uneori chiar puțin îngreunate. Așadar, considerăm că sectorul construcțiilor, deși afectat, încă poate să își desfășoare activitatea. Am văzut că funcționează multe șantiere pe lângă care am trecut, parcă nu așa cu mulți oameni și foarte populate cum erau înainte, parcă sunt mai puțini muncitori. Dar spuneți-mi dumneavoastră cum și cât mai ales au fost afectate șantierele. Sunt sigur că e vorba de multe șantiere, de la blocuri, la lucrări de, nu știu, hidrocentrale, drumuri și alte chestii. Dar cât și cum au fost afectate? Acum, știți, noi ca federație chiar nu avem niște instrumente foarte exacte de măsurare, dar putem pleca de la niște cifre oficiale. Ministerul Muncii comunică zilnic care este numărul de contracte suspendate și anulate. Dacă pornim de la aceste informații oficiale, vedem că în construcții avem circa 30.000 de contracte anulate. Ce înseamnă asta? Dacă ne raportăm la cifra totală de constructori din România la sfârșitul anului 2019, atunci înregistram cam 360.000 de angajați. Circa 30.000 în momentul de față înseamnă ceva sub 10%, 8,8, 8,9, în orice caz 10% din angajații din construcții au fost sau ne lipsesc din șantiere. Acum, care este motivul pentru care lipsesc? O să vorbim probabil mai detaliat pe parcursul discuției. Haideți să vorbim așa pe o cifră rotundă, deși nu este atinsă în momentul acesta, 10% încă nu ne îngrijorează foarte mult. Sigur că noi simțim orice intervenție, mai ales în zona aceasta a angajaților, în condițiile în care aveam un deficit foarte mare de forță de muncă, dar prin comparație cu alte sectoare de activitate, încă considerăm că este posibil să ne ducem activitatea în continuare. Asta e bine, sunteți, aveți speranțe. Care domenii sunt mai afectate? Puteți să vă dați seama? Mă gândesc că imobiliare, șosele, se simte vreundeva? Sunt afectate diferit domeniile de construcții? Noi suntem în permanentă legătură cu membrii noștri și cu firmele noastre. Am identificat două surse importante care concurează la reducerea activității. Pe de o parte, beneficiarii care nu asigură finanțarea. Și asta se întâmplă mai ales pe proiectele mici,
din zona rurală și orășele mai mici, pe proiecte mai mici, unde probabil primarii și-au făcut socoteala că vor avea probleme cu bugetul și atunci, știți, este foarte ușor să intervii în bugetul de investiții ca să-ți acoperi salariile, de exemplu. Salariile aparatului. Exact, exact. Aceasta ar fi o categorie de contracte care au fost primele care au avut de suferit. Mai rar se întâmplă ca forța de muncă să fie panicată și au fost situații în care muncitorii au hotărât că pur și simplu nu mai vor să vină la muncă. Sunt situații mai rare, dar totuși, această frică indusă și alimentată permanent pe canalele media induc o stare de angoasă, de temere permanentă. Poate chiar muncitorul să fie la lucru, dar această teamă îl apasă și se simte în rezultatele activității lui. Mai sunt și alți beneficiari care, de pildă, unul din membrii noștri ai Federației este Uniunea Restauratorilor de Monumente Istorice. Ei restaurează de regulă, să zicem, mănăstiri. O mănăstire care are acolo o populație de 100-200 de călugări sau măicuțe, s-au speriat și ei au fost cei care au oprit lucrările, deși firma nu a avut niciun fel de problemă și nu a avut niciun muncitor îmbolnăvit. Așadar, situațiile sunt diferite. Se desfășoară foarte bine activitatea și în domeniul imobiliar și pe șantierele mari. Apar însă situații diferite, mai ales legate de comportamentul beneficiarului. Adică vom avea apartamente, case de locuit și marile șantiere, adică autostrăzi, astea merg. Acestea merg și mai mult decât atât, noi ca federație am avut mai multe intervenții la guvern, am avut multe discuții cu miniștrii, cu primul ministru. Am văzut că vorbiți mult cu ei și chiar aici eram curios să ajungem. Ce le cereți, ce vă dau, care e relația în perioada asta? Și dacă înțeleg importanța domeniului construcțiilor. Știți, poate că este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când mediul de afaceri, dar și sindicatele și guvernul trebuie să înțeleagă că suntem una și că trebuie să conlucrăm ca să putem să depășim o situație care este grea și neplăcută pentru toată lumea. Până acum se pare că am reușit, în sensul că împreună cu sindicatele am avut intervenții la nivelul guvernului. Multe din propunerile noastre au fost preluate în aceste modificări legislative. Acum legislația este foarte dinamică, se schimbă tot timpul și este normal, pentru că chiar și noi ne gândim la niște lucruri și dintr-o dată apare o situație specială care trebuie reglementată, la care nu ne-am gândit. Dar, per total, atitudinea noastră a fost de încurajare, de dorință de a continua investițiile, de asigurare a finanțării, mai ales pe lucrările publice. Pentru că dacă beneficiarul este persoană privată, decizia este la el. Dar sectorul public rămâne oricum o linie directoare și chiar dacă investitorii privați poate că mai au și alte socoteli de făcut. Dacă un investitor privat și-a pornit o construcție ca să își desfășoare acolo o afacere care datorită acestei epidemii care s-a întins și asupra României, el apreciază că business-ul lui în acea construcție nu va mai fi cel potrivit, sigur că are motivele lui să oprească investiția. Statul n-ar avea motive să oprească vreo investiție, dimpotrivă, ar stimula. Nu avea motive să oprească vreo investiție și pentru că România este țara care are nevoie de extraordinar de multe investiții. Că vorbim despre infrastructură mare, că vorbim despre infrastructură mică, infrastructură urbană, rurală, România are nevoie de multe investiții. Noi apreciem că acesta este momentul când trebuie spornite autostrăzile, când trebuie spornite acele spitale regionale despre care se vorbește de multă vreme. Și de care avem nevoie.
Și de care avem nevoie, nu? De care avem foarte mare nevoie. Trebuie să continuate și chiar intensificate proiectele acestea de alimentări cu apă și canalizare din zona rurală și chiar din zona urbană. Încă suntem țara care are 30% din populație cu WC în curte. Da. Este foarte mult. Și noi vorbim despre epidemii, vorbim despre igienă, vorbim despre civilizație. Sunt foarte multe investiții de făcut în domeniul mediului și iată că, în sfârșit, acum am ajuns să conștientizăm cât de importantă este agricultura pentru o țară. Sunt foarte multe lucrări și am auzit deseori, vorbindu-se în ultimile zile, despre dezvoltarea sistemelor de irigații care au existat odată și care au fost distruse. Sunt lucrări de construcții pentru agricultură. Evident, zona imobiliară rămâne în continuare o zonă foarte interesantă, pentru că lumea are nevoie de casă. Am avut ieri niște discuții, chiar se pare că dezvoltările imobiliare vor trebui regândite. Se vorbește foarte mult despre lucrul de la distanță. Trebuie să ne gândim în viitor și asta ar fi noutatea pe care eu o propunem guvernului mâine, poimine. Aceasta ar fi o noutate. Casa în care locuim trebuie să conțină și o cameră de lucru, o cameră de birou. Lucru de la distanță va fi în continuare o abordare nouă și foarte utilă la urma urmei. Acum o experimentăm toți. Foarte multă lume lucrează de acasă și iată că se poate și așa. Da, și n-ar trebui și un mic spațiu verde, nu știu, măcar toate casele să aibă balcon, toate apartamentele, să zicem, să aibă un balcon pentru perioade din astea. Știți, noi avem o lege a locuinței, legea 114, ea este din 1996, dar din păcate dezvoltatorii nu prea au respectat-o, primăriile, direcțiile de urbanism nu au respectat-o. Acolo sunt menționate toate nevoile minime pentru o locuință, atât ca suprafețe cât și ca spații de destinație. Ne uităm la apartamentele de astăzi, sunt foarte frumoase în momentul în care intri, realizate cu materiale moderne, dar nu au o debară, nu au o cămară, nu au un spațiu în care să ții un aspirator sau o găleată, un mop, un borcan de dulceață, dacă vezi. Murături. Da. Aceste dezvoltări imobiliare trebuie să respecte o legislație și, apropo de propunerea dumneavoastră, acolo este luat în calcul și balconul și spațiul verde. Bun. Mai spuneți-mi ce lucruri cereți guvernului sau ați cerut în această perioadă specială? Toată lumea a cerut sprijin financiar sub forma unui ajutor de șomaj. Sigur că am cerut și noi alături de ceilalți acest lucru, numai că l-am considerat ca fiind o ultimă variantă și ca fiind un ajutor în situație extremă. Noi avem o instituție care se numește Casa Socială a Construcțiilor, e o instituție care funcționează din 1997, sfârșitul 97, practic 98, o instituție care asigură protecție socială muncitorilor din construcții pe perioada declarată perioadă de timp friguros. Ea este perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie. Este posibil să apară momente reci, gheață, zăpadă, ploaie și să nu se poată desfășura în condiții tehnice corecte procesul de construcție. Am cerut guvernului și a aprobat prin ordonanța 32 extinderea activității casei sociale și în două direcții. Să asigure protecție socială pe perioada aceasta declarată perioadă de stare de urgență, dar
Am mai cerut încă un lucru care pentru noi este extraordinar de important. În momentele acestea în care nu se poate lucra, și mă refer mai ales la perioada declarată de timp friguros, să asigurăm pregătire profesională, vă rog să mă scuzați. Domeniul nostru este și va fi în continuare în suferință de profesioniști. Presa ni l-a pus în brațe pe Dorel, cumva justificat, este adevărat că există Dorel în toate sectoarele de activitate, dar îl avem pe acest Dorel nepriceput și trebuie să-l înlocuim cu muncitorul priceput cu care s-au realizat în țara asta foarte multe lucruri și lucruri de calitate. Așadar, aceasta a fost o măsură foarte importantă pe care guvernul a acceptat-o ca propunere din partea noastră. Așa cum am zis, pentru noi este extraordinar de important asigurarea finanțării proiectelor CEPTE, iar în propunerea pe care o vom depune mâine, probabil, mai mult decât atât, am cerut concret să ni se prezinte o listă de investiții sau măcar domenii de investiții care să fie aprobată pentru următorii 4 ani. Orice om de afaceri trebuie să-și facă un plan de Absolut. Afaceri. Absolut. Să știe cum se planifică. România nu prea a avut, asta ca să spun delicat că nu prea a avut, nu a avut o strategie de investiții. Dar România are planuri, nu prea le respectă și le tot schimbă, dar planuri face, adică mie mi s-a părut că planuri avem și nu le urmăm. Păcat că am avut niște oameni de mare valoare de management și de strategii, începând cu Magiaru și alții. Dar, vedeți, asupra noastră au acționat tot felul de factori externi. Ne-am pins din spate NATO, ne-am mai tras un pic în față Comisia Europeană și am fost obișnuiți așa să fim trași, să fim împinși, să fim ajutați. Cred că momentul acesta care ni s-a întâmplat trebuie să își arate și partea bună. Sper că ne-a adus cu picioarele pe pământ și vorbesc la plural, că mi-e greu să și nici nu mai vreau să mai arăt cu degetul, dar sper să ne fie adus cu picioarele pe pământ pe toți că trebuie să avem strategia noastră de dezvoltare, planurile noastre, să ni le propunem și să ni le ducem la îndeplinire. Nu se poate fără o strategie de dezvoltare, nu se poate fără să ai niște planuri pe care să ți le urmărești. Au existat așa inițiative pe aici și pe acolo, un guvern și un partid și-a propus să facă ceva, un plan, să zicem, alimentare cu gaze la sate. S-a schimbat guvernul, a venit un alt partid, a venit cu planul lui de dezvoltare. Nu, la sate să facem alimentări cu apă. Da, uităm de gaze, investim în altceva. Deci o strategie pe 10 ani este foarte necesară. Eu am trăit vremurile acelea când aveam planuri cincinale, planuri pe 10 ani, să știți că erau extraordinar de bune. Pentru că îți dădeau o direcție, aveai un țel. Da, mai avem de învățat din istorie. Spuneți-mi, sunt afectați furnizorii de materiale, de servicii? Da, sunt afectați furnizorii de materiale, sunt afectați transportatorii, dar știți, nevoia te mai și disciplinează și te mai pune să mai faci și lucruri altele decât cele pe care erai obișnuit să le faci. Am avut o surpriză plăcută să aflu că unul din producătorii noștri de ceramică s-a gândit să mai facă și alte produse ceramice, gresie și faianță, ca să nu mai importăm, să nu mai depindem de gresia și faianța din Spania și din Italia. Și există semnale de genul acesta că și producătorii încearcă să se adapteze la noua situație și să pună industria românească să lucreze. Sigur că nu lucrează acum la parametrii cei mai înalți. Dar important este că au pornit. Și asta este încurajator pentru noi. Da. Mai spuneți-mi dacă
situația în care ne aflăm și faptul că foarte mulți români s-au întors acasă, români care lucrau probabil, destul de probabil, în construcții, în străinătate, credeți că va ajuta situația asta să rezolvăm măcar parțial problema forței de muncă? Teoretic, da. Sincer, nu cred că vom avea un beneficiu teribil. Noi avem în România, vă spuneam că aveam la sfârșitul anului 2019 cam 360.000 de angajați. În străinătate, după informațiile noastre, sunt cam 700.000 de constructori români. Sau oameni care lucrează în construcții, că or fi și necalificați mulți acolo și cu siguranță că sunt. Ca să vă mai dau așa o cifră, în 1989 noi aveam în România asta pe care am construit-o 800.000 de constructori. Așadar, noi avem cam jumătate din constructorii care sunt afară. Acum, la sfârșitul lui 2018, practic, noi am avut acea inițiativă de creșterea salariilor din construcții și am reușit și am convins guvernul de atunci că este un lucru bun și chiar a fost un lucru bun, că am mărit salariile în construcții. Sperăm că se vor întoarce muncitori care sunt afară, dar... Ați sperat și că vor trece pe alb multe înțelegeri la negru? În felul ăsta au ieșit la suprafață multe, s-au legalizat multe relații de muncă. Și în plus că vom frâna dorința celor care nu erau foarte hotărâți dacă e bine să plece sau să nu plece în străinătate. Ei bine, nu s-au întors foarte mulți. Și am avut o experiență chiar în federație, o echipă de 15 muncitori care lucrase pe undeva prin Spania s-a prezentat la federație și a spus că e impresionată că au crescut salariile în construcții în România și că n-ar mai vrea să mai plece. Numai că a fost foarte greu, i-am trimis la 3 firme și nu s-au putut angaja pentru că, odată, nu au vrut contract de muncă. În al doilea rând, au pus condiții în legătură cu asigurarea frontului de lucru. Sigur că fiecare patron, fiecare șef de șantier ar dori să aibă așa un front de lucru întins. Nu, ideal. Deja cu nimeni. Ideal, da. Și ultimul lucru pe care l-au cerut, care i-a deranjat, a fost că șeful de șantier le-a spus că purtarea echipamentului de protecție a muncii este obligatoriu chiar dacă ei sunt sugravi, montează faianță gresie. Și atunci ne-am dat seama că oamenii în străinătate lucraseră la negru și nu le conveneau constrângeri de genul contract de muncă să port echipamentul de protecție și mănuși și complicat. Așadar, ca o concluzie, să vă răspund direct la întrebare, nu avem speranțe mari că se vor răzgândi și vor rămâne în țară. Sigur că sunt mulți care au deja familie acolo, au prieteni, au niște relații. În plus, la videoconferința pe care am avut-o cu domnul prim-ministru, am întrebat dacă cumva, în momentul în care au trecut vama, cineva i-a întrebat ce meserie au și, din păcate, nu s-a făcut o astfel de statistică să vedem cine a venit în țară, cam ce meserie ei sunt. Dar, vă repet, noi ne gândim prin Casa Socială să facem pregătire profesională, insistăm la guvern să rămână valabile condițiile de salarizare și facilitățile fiscale prevăzute în Ordonanța 114 ca să putem să menținem salarii atractive pentru domeniul acesta și să mergem înainte și să pregătim forță de muncă românească. Pentru cei care vin de afară, sunt bineveniți. În mare parte, deficitul de forță de muncă a mai fost acoperit cu import de forță de muncă. Noi am avut, și cred că cifra tot cam pe acolo este, circa 10.000 de asiatici. Vietnamezi, nepalezi... Vietnamezi, nepalezi... Sri Lankezii, celebri de la brutărie... Da, da, da,
Se lucrează și cu ei. Sigur că cel mai comod, cel mai bine ar fi să lucrăm cu muncitori români, dar ne descurcăm și așa. Căutăm soluții pentru oricare din variante. Deci una peste alta simt așa un optimism în ceea ce îmi spuneți. Adică nu luptați. Și asta înseamnă optimism. Cu pandemia, cu restricțiile, cu izolarea. Nu este momentul chiar de glume, dar nici nu este o glumă. Noi, prin natura meseriei, suntem niște optimiști, construim. Construim și atunci suntem obligați să fim optimiști. Ce credeți că urmează? Cu ce vom rămâne din perioada asta, atunci când se va termina? Vedeți, trebuie o implicare din mai multe direcții. Vor fi niște modificări în atitudinea noastră. Aparatul tehnico-administrativ este foarte posibil să se agreeze și să se meargă în continuare pe lucru de la distanță. Acum mi-am adus aminte chiar că fondurile europene alocate pentru perioada ce urmează, 2021-2028, din câte mi-aduc aminte, circa 32% din fondurile europene erau destinate digitalizării. La fix. Da, la nivel de șantier, însă lucrurile acestea nu pot fi modificate. Poate că rămânem cu o lecție că trebuie să fim disciplinați. Văd că toată lumea îndeamnă la respectarea unor reguli impuse de medici, de cei care, de epidemiologi, de virusologi și așa mai departe. Dar peste toate recomandările astea trebuie o disciplină. Dacă învățăm din această experiență că disciplina ar trebui să fie mai aproape de noi, este un extraordinar de mare câștig din punctul meu de vedere. Așa cum spuneam înainte, sper să rămânem cu convingerea că trebuie să avem niște strategii ale noastre pe care să ni le punem în practică, să ni le urmărim, pentru că avem rezerve, mă refer la rezervele noastre interioare ale fiecăruia dintre noi. Și dacă nu avem niște țeluri stabilite înainte, rămânem frunză bătută de vânt în direcția în care stabilesc alții cum să bată vântul. Mulțumesc tare mult!